Bună ziua, dragi iubitori ai cărții! Iată-ne din nou împreună la pastila de lectură. În cadrul campaniei Lecturi Filozofice, cum vă spuneam, până pe data de 31 mai, ține această campanie inițiată de editura Herald. Coincidență, până pe data de 31 mai, până duminică, ține și târgul de carte Elephant Fest, cel mai mare târg online de carte, unde s-a așteptat peste 1 milion de cititori. Editura Herald este prezentă la acest târg de carte online, bineînțeles cu un stand digital, cu foarte multe cărți, așa că puteți intra pe platforma celor de la elefant.ro și puteți achiziționa cărțile Herald dorite. Noi vorbim astăzi despre o carte publicată în colecția Cogito, a editurii Herald, în cadrul campaniei pomenite puțin mai devreme, Lecturi Filozofice, Istoria conflictului dintre religie și știință, de John William Draper, în traducerea domnului Ovidiu Morar, care este astăzi alături de noi și îi mulțumim foarte mult. Domnul profesor Ovidiu Morar este profesor universitar, doctor la Facultatea de Litere a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Istoria conflictului dintre religie și știință, o lucrare, am putea spune, provocatoare, ambițioasă și incitantă, a beneficiat până acum de numai puțin de 50 de ediții și de traduceri în peste 10 limbi. Teza conflictului ireconciliabil dintre cele două moduri epistemologice, știința pe de o parte, ce reprezintă cunoașterea de tip rațional a realității noastre înconjurătoare a naturii, apelând la logica matematică, observație și experiment, și bineînțeles religia, pe de cealaltă parte, ce postulează existența unei alte realități transcendente, infinit mai importante decât cea empiric cognoscibilă. Domnule profesor Ovidiu Morar, cum a fost experiența de traducător a acestei cărți și de ce ați recomanda-o celor pasionați de filozofie? Pentru că această carte vine cumva în completarea altor cărți despre care am mai vorbit atât cu dumneavoastră cât și cu alți invitați la pastila de lectură, mai ales aș puncta pe scurt câteva lucrări, cum ar fi elementele filozofiei lui Newton de Voltaire sau Epoca rațiunii a lui Thomas Paine sau filozofia naturală a lui Isaac Newton. Experiența de traducător și de ce ați recomanda această carte celor interesați cumva să afle despre acest, să spunem, conflict ireconciliabil dintre știință și religie. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc încă o dată pentru a doua invitație, pentru că am mai fost o dată în dialog și chiar cele două cărți despre care avem prilejul să vorbim au mare legătură, se leagă foarte strâns între ele și chiar am tradus această carte a lui John William Draper chiar imediat după ce am publicat Istoria ateismului și chiar crezând că vine în completarea demersului început cu Istoria ateismului. Deci e foarte bine că discuția despre cele două cărți se leagă și într-un timp destul de scurt. Cartea lui John William Draper, deși a fost tradusă în 10 limbi până acum și a beneficiat de cel puțin 50 de ediții, de când a apărut ea în 1874, deci acum foarte mult timp, în cultura română nu există această carte. Nu a fost tradusă până acum și nici nu am întâlnit
prea multe referințe la ea. Deși este o carte importantă și chiar titlul ei spune că miza este foarte importantă, este o problemă, cred că, pe care majoritatea oamenilor ar trebui să-și o pună sau chiar și-au pus-o, poate, într-un anume fel. Și răspunsul mi se pare că până acum n-a fost foarte tranșant. Ori în această carte, răspunsul este perentoriu. Există un conflict între gândirea de tip științific și cea de tip religios. Cele două moduri de a gândi, nu? De a cugeta, de a aproxima realitatea sau de a interpreta realitatea sunt, spune autorul, chiar ireconciliabile. Adică, așa cum a spus și dumneavoastră, ele nu pot fi niciodată împăcate. Pentru că, de ce? Explică foarte bine Draper în această carte. Dacă știința recurge în cunoașterea naturii și nici nu-și propune altceva decât cunoașterea naturii, adică a realității date, a realității pe care o putem percepe cu ajutorul simțurilor, deci a realității empirice, își propune cunoașterea ei prin observație, prin experiment, prin calcule matematice, deci prin metode de tip rațional, bazate pe controlul rațiunii, care de altfel este arbitrul acestui tip de cunoaștere. Ea pune mereu sub semnul întrebării rezultatele acestei cunoașteri și niciodată nu pretinde că a ajuns la adevărul ultim, la adevărul absolut. Dimpotrivă, mereu există noi interogații, noi contestații ale rezultatelor obținute și mereu există alte teorii, apar noi teorii care contrazic teoriile precedente și așa mai departe. Numai în felul acesta, putându-se avansa pe această cale a cunoașterii științifice. În cazul celuilalt tip de cunoaștere pe care o pretinde religia, e vorba de revelații. Deci, această cunoaștere se bazează pe adevăruri revelate, adevăruri ultime. Deci, aici se pretinde că se cunoaște chiar adevărul absolut, pe baza unei revelații care a fost dusă de niște cărți sacre care stau la baza, care constituie fundamentul acestei cunoașteri. Deci, aceste cărți nu pot fi contestate niciodată. Ele dețin adevărul suprem și a le contesta înseamnă a declara un fel de război cu autoritatea supremă. Deci, oricine încearcă să pună sub semnul întrebării aceste adevăruri sacre, revelate, este implicit un dușman al dreptei credințe, nu? Pentru că o altă chestiune
pe care tot Draper o subliniază și evident ea a mai fost până acum discutată, dacă știința se bazează pe axioma carteziană, nu gândesc, pardon, mă îndoiesc, deci gândesc, gândesc, deci exist. Cuget, deci exist, da. Deci e vorba de îndoială, nu? Principiul îndoielii, care stă la baza oricărei cunoașteri. Adică a te îndoi de ceea ce s-a spus, ceea ce s-a declarat până acum drept adevăr, a pune mereu sub semnul întrebării acest adevăr și în felul acesta a avansa, a propune noi căi pe calea asta spinoasă a cunoașterii, care nu este deloc ușoară. Dacă știința se bazează pe acest principiu al îndoielii metodice, nu? Care este principiul cartezian, rațional, religia se bazează pe credință, nu? Credința într-un adevăr ultim care este deținut de această instituție sacră numită biserică, nu? Cu un termen generic. Crede și nu cerceta. Crede și nu cerceta, exact. Deci acolo e vorba de îndoială, aici de o credință oarbă și nepusă niciodată la îndoială. Dacă este cumva subminată, pusă sub semnul întrebării, atunci cel care o face este, nu, un om de rea credință sau un dușman al dreptei credințe. Putem vorbi aici? Spuneți. Da. Atunci există problema asta a intoleranței. Exact la asta mă gândeam și eu și vreau să vă întreb dacă este vorba despre un alt tip de intoleranță. S-ar putea ca între anumite culte sau între anumite tradiții spirituale, fiecare revendicându-și cumva o autoritate supremă, imobilă, dacă nu putem vorbi și aici tot de un soi de intoleranță, cel care nu gândește ca mine este dușman. Firește, și între religii au existat conflicte, după cum foarte bine se știe, chiar de la începuturile lor, adică orice religie și mai ales religiile monoteiste s-au dovedit cele mai intolerante. Celelalte care postulează existența mai multor zei și care chiar coabitează cumva într-un soi de societate ideală, vezi zeii Olimpului în Grecia antică sau chiar, mă rog, în alte culturi. Nu mai intru acum în detalii în zona asta. Dar uite, să vedem cazul unor culte din extrem orient, nu, care nu sunt nici astăzi și nu au fost, cred, niciodată la fel de intolerante cum au fost cele trei religii monoteiste, cele trei mari religii monoteiste cunoscute. Adică și creștinismul, și islamul, și iudaismul au manifestat intoleranță atunci când au fost și puteri politice în stat, nu? Adică când biserica respectivă a avut putere politică și, mă rog, discuția e și aici foarte lungă și în cartea aceasta lui John William Draper chiar există și un scurt istoric al
al creștinismului, al islamului. În paralel, e foarte interesantă chiar această comparație între ce s-a întâmplat cu creștinismul, nu? Cum a evoluat el dintr-o confederație, cum spune Draper, dintr-o confederație religioasă, într-un soi de monarhie absolută, după modelul imperial, pentru că, după cum iarăși toată lumea știe, sau, mă rog, ar trebui să știe, creștinismul a fost legiferat de către un împărat roman, în Imperiul Roman, și Biserica creștină foarte repede a, după ce a dobândit putere politică, a devenit la rândul ei un stat absolutist în cadrul acestui stat imperial. Deci un stat în stat. Și astăzi, dacă ne uităm la Vatican, e exact asta. Am același lucru, da. Stat în stat. Și modelul, firește, este cel imperial, cel absolutist. Și firește că pe baza acestui model a funcționat și intoleranța acestei biserici față de tot ce o amenința. Adică atât dușmanii din interior, nu, ereziile, schismele, sectele, cât și cei din exterior, adică musulmanii sau evreii, așa mai departe. Și acestora li s-a declarat război, nu? Un război sfânt, nu? Cu păgânii. Vezi cruciadele și așa mai departe. Da, chiar mă gândeam, apropo de cruciade, mă gândeam și la, apropo de război sfânt, mă gândeam la fundamentalismul sau la o parte a religiei musulmane, când se vorbește despre război sfânt, despre jihad. Da. Micul jihad, considerat cumva războiul acesta între confesiuni, religii, tradiții spirituale, iar marele jihad, din punct de vedere al tradiției sufite, calea aceasta mistică, să-i spune, ezoterică, a religiei musulmane, marele jihad, războiul cu tine, războiul cu tine însuți. Da. Da. Dragii noștri, o carte minunată, așa cum spunea și domnul profesor Ovidiu Morar, Istoria conflictului dintre știință și religie, John William Draper, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald, în traducerea domnului Ovidiu Morar. Alături de noi a fost domnia sa, profesor universitar, doctor la Facultatea de Litere a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Îi mulțumim foarte mult că a fost și astăzi alături de noi. Vorbim despre această carte frumoasă din colecția Cogito în cadrul campaniei Lecturi Filozofice. Nu uitați, intrând pe site-ul editurii Herald, www.edituraherald.ro, găsiți multe cărți, multe texte de filozofie, atât în colecția Cogito, cât și în colecția Cultură și Civilizație, dar iată și în colecția Matesis. Dacă ar fi să vorbesc, parafrazând titlul cărții noastre de astăzi, dacă ar fi să vorbesc despre un mare filozof, Bertrand Russell, cu cartea Religie și Știință. Mulțumim foarte mult domnului profesor Ovidiu Morar. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a Pastilei de Lectură. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere!